Mulțumesc, doamnă președinte, stimați colegi. Proiectul de lege, așa cum a fost menționat, are ca obiect prelungirea pe o perioadă de 3 luni a mandatelor în derulare ale membrilor Comitetului de Reglementare al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul energiei, care mandate expirau la data de 23 aprilie 2020, dată care a coincis cu perioada stării de urgență instituită la nivel național. Prelungirea mandatului a fost necesară ținând cont de faptul că neadoptarea de urgență a unui cadru legislativ care să permită continuarea în condiții optime a activității ANRE putea genera blocaje în funcționarea corespunzătoare a sistemului energetic național. Prin amendamentele propuse, prevederea din ordonanța 54/2020, respectiv prelungirea cu 3 luni a mandatelor, a fost introdusă în legea de bază, respectiv ordonanța de urgență numărul 33/2007, privind organizarea și funcționarea ANRE, ea devenind astfel generală și valabilă în orice situație de stare de urgență decretată în conformitate cu ordonanța numărul 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. Totodată s-a făcut o completare prin care se explicitează modul de colaborare între ANRE și Consiliul Concurențe în concordanță cu dispozițiile aplicabile din directivele europene în vigoare și cele în curs de transpunere. Comisia a dat un aviz favorabil cu amendamente admise. Grupul PSD susține acest proiect de lege. Vă mulțumesc!